Noțiunea de centru de plasament va fi dată uitării în județul nostru. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mehedinți a lansat un proiect finanțat cu fonduri europene ce vizează construirea 3 case de tip familial pentru copiii instituționalizați. Aceștia vor putea beneficia de toate condițiile pentru a trăi într-un mediu mult mai călduros față de cel din centre. Înființarea acestor case le permite copiilor o viață aproape de normalitate. Având în vedere creșterea armonioasă a copiilor, DGASPC va face toate demersurile necesare pentru a reuși construirea 3 case de tip familial în Mehedinți. Una din ele va fi construită chiar în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, iar celelalte 2 în comuna Șimian. Protecția socială ia amploare în județul nostru. Prin construirea caselor de tip familial, copiii vor lăsa în urmă centrele de plasament, îngrămădite și neprietenoase care și-au pus amprenta. Prin construirea caselor de tip familial, copiii vor lăsa în urmă centrele de plasament, îngrămădite și neprietenoase care și-au pus dramatic amprenta pe întreaga lor existență. Ce ne puteți spune despre noul proiect? Da, este un proiect pe fonduri europene pe care îl vom depune chiar săptămâna viitoare. Ne-am ocupat până acum de primirea tuturor avizelor necesare în vederea depunerii proiectului. Pe scurt și pe înțelesul tuturor, este vorba despre construcția 3 case de tip familial. Este o investiție cu o valoare de aproximativ 7 milioane de euro, vorbind de bani europeni. Este vorba despre o căsuță de tip familial la Drobeta-Turnu-Severin și 2 în comuna Șimian, ce urmează să fie realizate dacă ne va fi aprobat acest proiect la finanțare, și noi suntem foarte optimiști că ne va fi aprobat acest proiect. Ce se dorește prin acest proiect este foarte simplu. Urmărim dezinstituționalizarea vechilor centre de plasament. Este o strategie națională a Guvernului, de altfel, pentru perioada 2014-2020, iar acesta ar fi dezideratul, să nu mai existe acele centre de plasament pentru minori, acelea de tip vechi comunist, pe care, dacă nu le-ați văzut niciodată, cu siguranță aveți o imagine în minte, chiar fără să le vedeți. Este vorba despre dotărie vechi și necorespunzătoare. Și se încearcă în acest fel, prin construcția acestor căsuțe de tip familial, se încearcă integrarea în societate a beneficiarilor, să fie pregătiți cumva pentru ceea ce înseamnă un mediu familial și să poată răspunde, să spunem, exigențelor societății la momentul în care vor fi dezinstituționalizați. Acest proiect urmărește dezinstituționalizarea copiilor, asta însemnând desființarea acelor unități vechi, sobre și lipsite de căldură. Termenul acasă poate fi cunoscut în curând de către copiii lăsați în grija statului. Aceștia vor păși cu speranța în noul cămin, acolo unde vor învăța să trăiască exact ca într-o familie.